Florin Dumitrescu și soția sărbătoresc 9 ani de căsnicie. Una dintre cele mai frumoase povești de dragoste din showbiz, însă celebrul șef recunoaște că nu i-a fost deloc simplu să-și cucerească partenera privit. Sărbătorești 9 ani de la nunta cu soția ta. Da. Cum te simți? Cum au fost ăștia 9 ani pentru tine? O aventură foarte frumoasă pe care la care încă mai construim, punem cărămidă peste cărămidă de la an la an și ne creăm amintiri, pentru că de fapt ăsta este scopul nostru, să ne creăm amintiri împreună. Îți aduci aminte cum a fost înainte să fie acești 9 ani, cum ai cucerit-o? Bine, s-a lăsat greu convins, să-ți dai seama, dar nu neapărat că sunt eu șarmant, dar cumva ea a văzut în mine ceva ce eu nu știam că am și ne-am sincronizat bine ceasurile să funcționăm împreună. A venit vara. E cald. Facem duș de 2 ori pe zi, așa. Corect. Și urmează vacanțe, bănuiesc, nu? Clar. Unde? În Italia și în Grecia. De ce acolo? Acolo spațiu ție cel mai mult? Îmi place foarte mult în Italia. Este singurul loc din toată Europa asta în care eu consider că serviciile sunt raportate corect la calitate-preț. Iar în Grecia, pentru că e nevoie și de liniște și fără prea mult haos. Într-o vacanță ce cauți? Relaxare sau mai mult să vizitezi? Nu, depinde. Dacă mergem la mare, caut relaxare. Prefer să stau pe plajă, să stăm să ne jucăm în apă. Dacă mergem într-un oraș cum e Roma, să zicem, mergem să descoperim chestii. Vacanța memorabilă am avut primul an, luna noastră de miere, în primul an după, de fapt în anul nunții, în 2014, am stat o lună în Vama Veche cu fiimea care avea un an și a fost, chiar a fost memorabil.